Xbreaker este sponsorizat de G2A. Prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tare oferte. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Vine v-am regăsit la un nou episod cu echipa de fotbal a youtuberilor din România. Într-un minut va începe un mare derby împotriva celor de la Dinamo. Dinamo se află pe locul 2 cu 49 de puncte. Au 10 puncte peste noi în clasament. Deși jucăm pe propriul teren, va fi un meci foarte, foarte greu. Chiar extrem de greu. Ultima parte din campionat am reușit victoria, ceea ce e bine. Între timp aș vrea să vedem dacă putem, iată, la stadion putem să lucrăm, la tabelă, la locuri sau la iluminat. La locuri ar fi cel mai bine, modernizare, 1.205.000 zile va dura. Nu puteți efectua această acțiune, înțeleg, deoarece un meci este în desfășurare sau cel puțin stă să înceapă. Hai să vedem puțin la avantpremiera acestei partide. Adversarul nostru stă mai bine. Din pou la tot, și la apărare, și la mijlocul terenului, și la ofensivă. Joacă un 3-2-2-2-1, noi jucăm un 4-1-3-2. Sper să reuși victoria vedeta sa, 2-4-6 stele. Doamne, trebuie să avem mare grijă la această partidă și iată că începe super derby împotriva celor de la Dinamo. Oare va reuși, vor reuși oare câinii roșii să învingă echipa de fotbal a youtuberilor din România? Vom vedea ce se va întâmpla. Începe partida și iată un prim atac. A luat speților. Nu, iată recuperare de Bonoviță. O viță în fața golului. În 2-1 la 1 cu portarul. Cum ratăm? Cum ratăm în 2-1 la 1 cu portarul? Nu așa, nu așa, o viță. Trebuia să dăm gol. Trebuia să dăm gol. Era cel mai bine. Ilieș a revenit și el după accidentare. Iată Codrinel a luat un cartonaș galben. Reușim să respingem, îndepărtăm pericolul. Minutul 9, în continuare 0-0. Și haideți să ne concentrăm noi puțin pe atac. 3%. Suporteri momentan avem 21 din 21. Deci stadionul ar fi plin la această partidă. Ceea ce e bine. Minutul 11, în continuare 0-0. Iată minutele 3 și încă nu reușim să deschidem scorul. Sau cel puțin nu se deschide scorul deloc. Nici adversarul, deși acum o pază rapidă. Oh, trebuie să avem mare grijă. Mare grijă, vine oare? Nu, fără șut, fără șut, fără șut, bine, bine. În continuare, minutul 20, nimic, nimic pe tabela de marcaj, n-a mai fost nici ocazii. Regent, iată acum, putem marca acum, băieți. Ilie, are ținut portarul, șutul n-a fost rău, dar iată că portarul foarte bine. Stai să vedem ce zice, ar trebui să verificăm cine sunt jucătorii cu cea mai bună performanță, să ne concentrăm de a pasa balonul pe către acea parte a terenului. E mai greu aici, eu am încredere, Ovidiu Pătraș cu notă 6,5 în scădere, trebuie să avem grijă, el joacă bine, el joacă mult pe partea stângă din ce am văzut eu și o face foarte bine și cu o viteză fenomenală, trebuie să te aperi bine aici. Oh, bine X-Leader, bună recuperarea noastră, bine, e bine că recuperăm balonul și că ținem de scorul ăsta, suntem mai slabi decât adversarul, trebuie să ne concentrăm pe apărare să protejăm egalul. Eu nu vreau să protejez egalul, ori câștig, ori nu câștig. Max pierde ușor balon, n-a reușit pasa pătrunzătoare, iată avem și un suporter în aceste momente. Oh, iată și Sorin, Sorin este și el în aceste momente, se uită la acest meci, bun. Bun băiat, să vedem dacă Sorin își va antrena așa cum trebuie echipa. Eu zic că are șanse mari să câștige. E favorit în această partidă. Zeze, diagonal. Bui, Zeze, nu. De ce? Minge ușor aici. Minge ușor. Păi, Mikey, stai în poartă, tati. Stai în poartă să nu luăm. Satana, Codrinelul respinge. Pun din nou pe atac. Ovidiu Marian este suporterul nostru în această partidă. Îi mulțumim pentru asta. Și haide să facem toată lumea fericită, băi. Haide să câștigăm. Vreau să dau totul. Vreau să dați totul pe teren acum. Nu-i dea centrare. Nu te driblează, nu centrează. Nu te driblează, nu centrează. Blochează-l unu. Oh, Mikey Hash, intervenție mare. Intervenție mare a lui Mikey Hash. Ce bine. Ce bine, pisicuța. Regent. Ai de regent, ai de regent. Ne mănânci. Ne bagi mormânt cu acea eroare. O pasă mult prea ușor greșită. Mai bine să acea fază, trebuie să avem grijă. Mikey, stai bine pe picioare. Oh, I hate pink, degajează balonul. În continuare, 0-0, minutul 40. Ocazii mai mari pentru adversarul nostru. Noi încă nu reușim să marcăm. Și ne va fi foarte greu să o facem. Ați văzut, are un portar foarte bun, apără bine. I hate pink, regent. I hate, bine, Max, Max, poate centra, Max centrează, dar n-ajunge mingea la Ilie, la decarul nostru Ilie, n-ajunge balonul.
Codrinelu a stat bine, defensiva nu trebuie să ia cartonaș. Este pauză. În aceste momente, eu aș vrea să schimb câte ceva. Mentalitatea echipei ofensivă, stil de pressing, nu vreau stil de posedare. Vreau să fiu dur la stil de posedare. Au început rapid, repriza secundă. Trebuie să câștigăm. Deși e greu, dar eu am încredere în băieți. Iată acum pisicuța noastră, pasă pentru Ilie, Max, Regent. Hai cu șutul sau dă-i pas, Satana. Ilie, Regent, Ilie. Puh, de ce nu șutezi? De ce nu șutezi? Ce șansă mare avem? Ce șansă mare avem acum? Hai, ai, 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 ai. Oare vom câștiga sau vom reuși să marcăm? Voi ce credeți? Vreau ca Mikey să fie forward. Până acum este omul meciului, cu intervenții bune. Codrinelu are un cartonaș galben, luat în prima repriză. Din păcate pentru noi am luat și un galben, dar nu-i nimic. Iată o ocazie acum pentru adversarul nostru. Are doi jucători, trei fără număr. Acum le-au apărut și numerele Max. Nu te driblează. Oh! Bine, respingem din nou. E penalti, nu cred. Mikey ghicește colțul, dar cine face penaltiul ăla? Cine a făcut acel penalti? Chiar și dacă jucăm contra un adversar de calitate maximă, jucătorul nostru și transmit frumos mingea dar nu vreau să mai transmit, vreau să dăm gol! Gol, 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 gol! 1 la 1, ce rapid egalăm! Ce rapid egalăm! O, Regen reușește să marcheze! Nu vreau să primim golul acum! Blocați pe Florentin! No! I hate ma Haide, mă, Mikey, haide, mă, Mikey, ce faci? Mikey o comite. Este corner, centrare. Portarul foarte bine intervine. Încercăm să restabilim din nou egalitatea. Ilie. Nu e bine. Să fac vreo modificare, oare? The Link în locul cu în locul lui Ovidiu Pătrașcu. Ovița a jucat slab astăzi. Și îl bag și pe lectura? Nu, n-am unde să-l bag pe lectura. Chiar n-am unde să-l bag. Pisicuța joacă cu Ilie, Ovidiu, 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 Ilie. Poate șuta și marca. De ce ai întors balonul acolo? De ce ai întors balonul acolo? Max, centrarea lui Max. De ce întoarce balonul? Dă-i șut la poartă, Ilie. Dă-i șut la poartă. Haideți să nu mai comite batea faulturi. Lovitură libere, super periculoase, da, dar nu avem ce să facem. Facem o modificare, minutul 73. Doamne, dar ce urât lungul ăla? La colțul scurt, Mikey, nu înțeleg, ce făceai? Ce făceai acolo? Dormeai? Hai să nu mai dormi și haide să dăm gol, băieți. Nu știu dacă mai pot să schimb ceva pe aici. Îl bag și pe lectura, îl bag în locul lui Max, care a jucat slab. Forțăm în aceste momente, jucăm așa. Schimbăm formația, că nu avem ce să facem. Vreau să egalez. Și aici vreau ofensivă redus, avansat. Asta este, n-am ce să fac. N-am ce să fac. Ori dăm gol, ori mai primim unul. Da, mai primim unul. Din păcate, pentru noi. Mai primim un gol. Dar nu-i nimic. Asta este, am încercat. N-am reușit să facem măcar un rezultat pozitiv. Acum Regen, Pisicuța, Ilie, Ilie. Cam slabă. Veriga slabă. Veriga slabă, Ilie, deci are 7,6 note pentru acea pasă de gol. În rest, n-a făcut absolut nimic. A avut momente bune în care putea șuta, n-a făcut-o. Centrarea acum. Haide, mă, nu-i dai. De ce? 4 la 1. 4 la 1. YouTuberii spulberați de câinii roșii. Nu e bine. Nu e bine și ce ușor l-a lăsat acolo din întoarcere. Hai să ne și noi un gol din corner. N-am dat niciodată gol din corner. Ce ratare, ce ratare! Se termină partida în aceste momente. Se termină partida, luăm bătaie cu 4 la 1. Suntem practic spulberați de câinii roșii. Asta este, n-avem ce să facem. Am făcut un penalti, dar a dat penalti însă nu ne-a arătat. Cine a făcut faultul, nu nimic. Înfrângere, ce-i drept. Stai să-i trimite mulțumiri. Îi trimite mulțumiri lui Ovidiu Marian. Ovidiu, îți mulțumesc că ai fost alături de mine la această partidă. Sorin a fost mult mai bun decât noi. Iată că a reușit să câștige. Are și o echipă mult mai bună. Noi mergem la stadion unde trebuie să lucrăm puțin în aceste momente. Tabele, locuri. Tot la locuri vreau să dau. Sau spațiul iluminat. Dacă dau la spațiul iluminat.
În condiții scăzute de lumină. Nu mă interesează asta. Tabela. Hai să dau o tabelă. 3 zile, doar 20.000. Nu costă foarte mult, așa că dau 20.000. Să vedem aici lotul nostru. Max Infinite, din păcate. Nu l-am văzut pe Max Infinite. Link suspendat. Asta este, băi, nu avem ce să facem. Nu avem ce să facem. Din câte știu eu, negociam pentru un jucător. Dar nu mai văd nimic. Știu că dătusem la un moment dat o negociere, însă iată că nu cred că mi-a ieșit. Vreau să văd asistentul ce zice. Contractul, licitația s-a încheiat. Pierdut. Acest jucător nu poate fi transferat, dar mie îmi dă înapoi tokenurile. Se pare că nu. Cerem tratament. Nu cerem tratament, că o să vină ele la un moment dat. Asta este. Pierdem cu 4 la 1. O să vă arăt și clasamentul. Suntem pe 6 în acest moment. Din păcate, ne ducem pe locul 5. Eu vreau să iau locul 4. Va fi o luptă mare cu Arsenal, dar vedem ce se va întâmpla. Dragilor, eu am fost Xbreaker, YouTuberii din România au pierdut împotriva Câinilor Roșii. Asta este. N-avem ce să facem. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!